Învățământul dual se dezvoltă cu pași repezi la Constanța. Colegiul Comercial Carol I are de anul acesta o clasă de învățământ profesional dual cu specializarea comerciant-vânzător. 23 de elevi vor învăța să lucreze în comerț și vor avea un loc de muncă asigurat după terminarea celor 3 ani de studii. Clasa de învățământ dual a luat naștere la solicitarea operatorilor economici, fără de care nu puteam să o formăm și dânșii au participat alături de noi la elaborarea procedurii de admitere, de selecție a elevilor. Pe toată perioada școlarizării, elevii beneficiază de o bursă de 400 de lei, transport gratuit pentru practică din partea companiilor și de sprijinul unui tutore care îndrumă, consolidează și învață totul despre această meserie. Elevii susțin că au făcut această alegere pentru a-și asigura viitorul. Pentru că am auzit că este un liceu foarte bun și m-am gândit că îmi place să socializez cu oamenii și m-am gândit că este o meserie foarte potrivită. Văd de vedere că la sfârșit primim și o diplomă în care suntem recunoscuți drept că am făcut și practică și cunoaștem câte ceva din această meserie, nu suntem chiar începători. Crezi că șansele vor fi mai mari? Da. Avem un loc de muncă stabil și ne asigurăm viitor, pentru că vom învăța mult și ne bazăm. Avem multe posibilități și o să avem un loc de muncă stabil și... Am zis că are mai multe beneficii, după 3 ani de zile ar putea să rămână cu un serviciu. E ceva ce mi-a plăcut foarte mult, deci am îndrumat-o pentru viitorul ei, adică e ceva stabil. În ziua de azi, vedeți, toți copiii termină și își caută un serviciu, nu găsesc. Și am zis că aici e cel mai corect pentru ea. Proiectului implementat și la Constanța i s-au alăturat 3 agenți economici. Pe perioada celor 3 ani de studii, elevii vor suplimenta prin activitatea practică cunoștințele câștigate la orele de teorie. Elevii au 5 săptămâni de practică la agenți economici și oră de curs la școală, sunt fiind clasa nouă, sunt pe tura de dimineață, de la 7:30 la 1:30, unde, pe lângă materiile de cultură generală, vor avea cultura de specialitate. Iar din anul 2 se mărește numărul de săptămâni de practică, astfel încât în anul 3 ei vor ajunge la 80% din totalul săptămânilor să fie practică, da? Ceea ce este foarte important în pregătirea lor pentru viitoarea meserie. Clasa de comerciant vânzător în sistemul dual generația 2019-2020 face parte din proiectul național Școala de Carte și Meserii derulat sub coordonarea Camerei de Comerț și Industrie Româno-German. Voi aveți, dragi elevi, un dublu statut. Odată, ceea ce înseamnă și proiectul Școala de Carte și Meserii, da? Odată, responsabilizare la școală și odată, responsabilizare la companie. Pe lângă ceea ce învățați voi la școală, compania, tutorele de practică care se află în companie, are frumoasa meserie, da? De a vă călăuzi și de a vă forma viitori specialiști în domeniul comerciant-vânzător. După perioada celor 3 ani de studii din învățământul dual, elevii pot opta și pentru continuarea studiilor la liceu. Se pot înscrie în clasa 11 la zi, da? Sau dacă în funcție de solicitările lor și de cererile lor pot face și clasa 11 la seral, dacă doresc să și muncească. Deci noi putem să solicităm o clasă sau să integrăm în clasele pe care deja le avem dacă avem locuri. Te gândești tu că vei face mai departe după ce vei termina acești 3 ani? Mă gândesc că voi înainta cu studiile, adică voi face și acei 2 ani de liceu, tot în cadrul acestui liceu pe economică. Da, pentru că ne va ajuta și liceul, cumva. Pe ce profil? Tot pe comerț. La evenimentul de inaugurare al acestui proiect au fost prezenți și reprezentanții Primăriei Constanța și Inspectoratului Școlar Județean.